Viață TH. Bună, sunt Mirela Vescan și bine ne-am regăsit la MIT. În seara aceasta am o invitată, bineînțeles, specială și să începem așa. Avem doi poli opuși. Într-o parte am dermopigmentiști și în cealaltă parte am un tehnician în depărtare tatuaj. Sunt două poziții antagonice și invitata mea, Teodora Natalia Drăghici, bine ai venit! Bine te-am găsit, Mirela, mulțumesc frumos pentru invitație! Am zis bine? Tehnician în depărtare tatuaj? Foarte bine! Hai să vorbim, că este mult, mult de vorbit aici. Este un sezon plin de evenimente și tu te-ai băgat într-un carusel care se învârte și ai pus la cale un eveniment. Despre ce e vorba? Despre a cincea ediție a conferinței internaționale deja de dermopigmentare, ce va avea loc între 5 și 7 noiembrie. Ok, internațional, adică vin din toată lumea. Da. Dermopigmentiști. Hai să vorbim, că să lămurim ce înseamnă să fii dermopigmentist. Este diferit de artist tatuator? Ușor diferit. Eu le-aș băga cumva în aceeași categorie, pentru că dermopigmentarea, ce înseamnă? Un tatuaj cosmetic. Se realizează tot cu niște ace, se folosește tot un pigment. Într-adevăr, în dermopigmentare, pigmentul este semipermanent, nu ar trebui să dureze atât de mult. Dar poți să-ți dermopigmentezi o ancoră pe braț? Da, sunt fete care fac genul acesta de mici tatuaje corporale cu produsele care se folosesc în dermopigmentare. Și cu bătaie scurtă. Exact. Adică spune, vezi că în... Da, o inimioară, o floricică, în un fluturaș... Ceva, în 3 luni, în 6 luni, se stompează. Între 1 an și 3 ani. Uh-huh. E, să știi că am un caz. Uite, chiar am să-ți arăt odată niște fotografii, după emisiune. Ceva ce mi se pare imposibil de rezolvat. O sprânceană în care dă în albastru de neagră ce e. Și... Da. Fixată bine. Are vreo șansă să fie... Are vreo șansă, probabil că este tatuajul pe stil vechi, l-aș putea numi. Adică... Rit vechi, zic eu. Exact. Acum 10 ani, 15 ani nu existau atât de multe produse, nu se cunoștea noțiunea de pigment semipermanent, se lucra cu pigmenți permanenți preponderent, de aceea și culoarea aceasta albastră. A luat foarte mult amploare fenomenul ăsta de... dezvoltare, da, a dermopigmentării. Cu tine vorbeam că a fost o școală și acum sunt 30 și că sunt foarte mulți elevi, da, și nevoie în piață. Eu am pornit de la un studiu, pentru că eu sunt ușor în matematică și îmi place să studiez foarte mult și nu sunt numere concrete pe numărul de proceduri realizate, în schimb sunt numere, statistic vorbind, la nivel de Uniunea Europeană sau chiar internațional, numărul dermopigmentiștilor în ultimii 3 ani a crescut de 10 ori. Deci exact ce spuneam, că acum 10 ani sau 3 ani, să zicem, erau 3 școli de dermopigmentare, acum sunt 30. Dacă erau 300 de dermopigmentiști, acum sunt 3000. Și asta te bucură? Pe mine mă bucură. Pe mine mă bucură că a crescut foarte mult plaja de machiaj, pentru că atunci când am absolvit eu cursul, am fost elev singur, n-am avut colegi și de aceea pe generația mea eu sunt. Dar am avut un fel de depresie în anii 90, când curentul era no make-up și nimeni nu înțelegea ce vreau eu pe planetă. Și sunt foarte fericită că acum machiajul este dorit, este acceptat, este practicat. Da, înțeleg. În dermopigmentare încă nu s-a ajuns acolo. Nu sunt... Deci v-am luat. Da, exact. E normal, make-up-ul există de foarte mult timp. Există de mii de ani. Lăsați. Da, da, exact. Da. La ce performanțe poate ajunge un dermopigmentist? Să redea naturaleța unei sprâncene, să repare, să reconstruiască ambele, o sprânceană? Da. Partea frumoasă a dermopigmentării, într-adevăr, este această latură paramedicală, așa o numesc, e o terminologie internațională. Începând de la persoanele care au alopecie și au lipsă de sprânceană total sau gene,
poate fi și asta, până la repara cicatrici. Aici, dacă ne referim la față. Spune-mi cum adică repara cicatrici? Adică se pigmentează în culoarea pielii naturale a clientei, în așa fel încât să nu se observe că acolo este o problemă. Se nivelează estetic și la revedere. Da. Foarte bine. Se face dermopigmentare și la nivelul buzelor? Da, și la nivelul buzelor și la nivelul ochilor. Și partea care îmi place mie cel mai mult este reconstrucția areolă. Am înțeles. Eu am aici niște fotografii. Sprâncenele par că am muncit noi, că am făcut machiaj, dar este tatuaj. Da, este o formă tatuajului. Nu, e dermopigmentare. Dermopigmentare, da. Tatuaj cosmetic. Această tehnică se numește powder și, da, într-adevăr, se dorește crearea efectului de make-up. Și prin pixel foarte mici și aerați. Să mă simt un pic atacată? Nu. Nu? Adică faci un machiaj, e un machiaj semi-permanent? Este un machiaj semi-permanent, dar și aceste persoane la un moment dat au nevoie de o îmbunătățire. Și oricum ele la un interval cuprins între 12 luni și 14 luni trebuie să revină la un retuș sau întreținere, aș putea să numesc. Și multe nu fac lucrul acesta și ajung tot la tine la make-up. Știi că, uite, în fotografie persoana are și gene aplicate. Da. Am auzit de foarte multe ori formula bine că mi-am pus gene pentru că nu am nevoie să mă fardez. Eu cred că toate procedurile acestea nu se exclud. Au ca scop final atingerea unei variante foarte bune. Sunt de acord. A fizionomiei, dar nu este normal să spui asta, că am gene, gata, nu mai fardez. Cred că este un pic confortabil pentru, dacă ne raportăm la gene, ce ai spus, pentru femeile care se trezesc și fug imediat la muncă. Da, este un avantaj să aibă un plus, dar automat poate, nu o să înlocuiască un eyeshadow frumos, de exemplu. Și atunci, da, trebuie să suplinească cu make-up. Eu văd fenomenul dermopigmentării ca fiind o completare a unui trend care tot durează de ceva timp și anume confortul. Din motive de confort te duci și spui gene că ai scăpat de grijă mascare. Din motive de confort îți aranjezi sprâncenele într-un cabinet și ai scăpat de grijă lor. Din motive de confort te duci și îți faci unghiile nu știu cum și atunci îți rămâne să faci foarte puține lucruri din ritualuri de îngrijire. Corect, confort și scutire de timp. Hai să ne întoarcem la evenimentul tău. Există un grup, o grupare, o asociație, o ceva a dermopigmentiștilor? Există o asociație înființată legal, ADERA se numește, și nu este foarte vizibilă, dar sunt lucruri care se fac încă și vor fi multe lucruri vizibile de anul următor. Și cam câți membri, să ne facem așa să o idee? Să preconizăm, dacă s-ar înscrie toți dermopigmentiștii din România, ar fi niște mii, că surprinzător sunt niște mii. Da. Deci mie așteptam să-mi spui, nu știu, maxim 100. Vorbești deci de câteva mii, extraordinar. Vorbesc de câteva mii, dar erau câteva sute acum ceva timp, dar cred că este, în fiecare zi văd un nume nou. Că, într-adevăr, este un trend, sunt foarte multe școli care trăinuiesc, au foarte mulți cursanți și atunci este normal să fie foarte mulți dermopigmentiști pe piață. Am văzut foarte multe persoane cu sprâncene la fel, adică clonate. Da, șablon, spun eu. Există șabloane? Nu există șabloane, dar fetele învață, să zicem, un așa zis șablon, dar o formă și le este foarte confortabil să meargă doar pe acea formă. Și nu sunt, într-adevăr, nu vorbesc la, cum, nu vreau să mă urească cineva, sau de, este o realitate, unele dintre ele merg pe așa zisele șabloane, nu merg dincolo de, nu văd naturalul în persoana din fața lor și individualitatea fiecărei persoane. Adevărul că mi se pare cam straniu câteodată. Adică trebuie cumva să exploatezi materialul clientului și să repari dacă o sprânceana, să zicem, descendentă, subțirică, rară și așa mai departe, echilibrăm, exact. Dar nu schimbăm radical. Ce se întâmplă cu sprânceana reală? În cazurile acestea, când e șablon, sprânceana clientei poate să dispară parțial. Păi așa se face așa cu 100 de ani. Dispărea total sprânceana lui Marlene Dietrich sau Greta Garbo și se redesena așa un arc de cerc.
știu, cinstit, și în dermopigmentare subțire. Sunt, da, da, da. Și în dermopigmentare sunt trenduri. Acum câțiva ani se purta mai subțire, acum, de exemplu, se purta o sprânceană foarte groasă. Era următoarea întrebare. Ce ne facem cu trendurile? Că dacă se schimbă moda și nu se mai poartă genul ăsta de sprânceană plină, da, estompată în colțul intern și foarte ascendentă sau să arate ca un triunghi soșcel așa înalt, da, 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 pus pe față. Da, să zicem că se subțiază forma sprâncenelor sau se poartă mai arcuite sau perpendiculare, nu știu. Te apuci tu, da, și faci o asociație a tehnicienilor care îndepărtează tatuajul? Ar trebui să intre sub aceeași asociație. Da, știu ce spui. Din păcate nu este make-up să-l ștergi. Asta le spun și eu multor fete, că trebuie să fie conștiente de faptul că acea persoană o să umble un an, doi ani cu acea pereche de sprâncene sau cu buze, depinde ce procedură au. Și dacă își dorește să eliminarea acelui pigment, soluția ar fi îndepărtarea tatuajului. Sau, în unele cazuri, poți să ajustezi forma deja creată, dar nu tot timpul. Dacă e groasă, nu poți să o faci subțire, clar. Am o întrebare. Știu că există o tehnică de introducere sub piele a unui pigment în nuanța pielii ca să repari... Cover s-ar numi, da. Când te bronzezi, se vede coverul? Da. Pentru că pigmentul nu se bronzează, ghiți ce? Asta e. Deci trebuie să stai cu minte și să nu, da, te duci la plajă. Sau dacă te duci, te asumi și ai un corector și aia e. Corect. Persoana respectivă care își face acest tip de procedură ar trebui să o facă pentru a repara, din punct de vedere estetic, cicatrici, cum am spus mai devreme, sau vergeturi, de exemplu. Și da, trebuie să-și asume faptul că o să fie o diferență dacă merg la plajă, de exemplu. Tu îndepărtezi tatuaje sau corectezi doar pe față sau și pe corp? Și corporal, dar aici cererea este mai mică. În general, corporal? Da, da. Oamenii care își fac un tatuaj corporal și îl fac pentru că au o semnătate și îl doresc. Și în foarte puține cazuri nu și îl mai doresc. Adică în momentul care înseamnă ceva pentru ei, îl păstrează. Dacă ai scris numele cuiva și nu mai ești cu acel... Corect. cu acea persoană, atunci trebuie neapărat să ștergi repede. Așa, am avut un client, da, gen Ioana. Da, știu și eu. N-a avut ce face. Corect. Da. În cazul acesta trebuie îndepărtat sau multe persoane își acoperă cu altceva. Sper că nu cu alt nume. De la ce vârstă... au voie dermopigmentiștii, adică nu, clienții de la ce vârstă pot veni la un dermopigmentist? Clientul poate veni și minor, doar că atunci are nevoie de acordul părintelui și eventual să fie și însoțit de către acesta. Eu am avut clientă minoră de 16 ani care a venit cu mama. Automat are nevoie, ca și la tatuaje. Poți să-ți faci cu un tatuaj la fel. Exact, exact. Poți să-ți faci un tatuaj cu acordul părintelui. Da, păi uite, Florin Moisa, care tatuează, mi-a spus că primul tatuaj l-a făcut la 13 ani pentru că i-a dat mama voie. Da. Da. Bine, atunci ar putea să fi fost doar verbal, acum trebuie să ai semnătură. Am înțeles, cu siguranță. A, deci e un contract. Da. Există gen o clauză dacă nu-mi place? Că am văzut și eu niște lucrări și persoanele erau destul de nefericite. Aici vorbim de tatuaje sau de dermopigmentare? Oricare. Nu știu cum este la tatuaje, nu-i domeniul meu și nu vreau să vorbesc degeaba. În dermopigmentare, da, există un, nu e chiar un contract, este un agreement unde clientul ar trebui să-și asume niște lucruri, automat și tehnicianul trebuie să-și asume la rândul lui, normal, adică dacă îi face sprâncene roșii ca vrut, clienta și de peste o săptămână se răzgândește. Sprâncene roșii? Un trend. Nu, chiar este un trend, apropo de trenduri. Nu, se poartă anul ăsta sprâncene verzi, sprâncene albastre, dar din make-up și machiajul, mereu spun, are un mare avantaj. Se șterge. Da, dar în afară sunt persoane care sunt nonconformiste, care au părul roz, de exemplu, și își dorește și sprâncenele roz. Mi se pare normal, trebuie să fie unitate. Da, da. Și se realizează în dermopigmentare. Cunosc doi tehnicieni de genul acesta, care evident că sunt foarte controversați, dar ei asta fac. Sprâncene după cum își doresc clientele. Roșii, portocalii, mov. Semnează contract? Degrade, da, semnează evident un agreement conform căruia eu ca și client mi-am dorit așa ceva. Pentru că exact ce am spus, dacă peste două săptămâni mă uit în oglindă și zic nu-mi plac sprâncenele astea roz, nu poate să mi le șteargă, cum ai spus, cu un burețel.
În câte, de să zicem că vine cineva cu o sprânceană nefericită, tatuată, da, după ritul vechi, de câte ședințe este nevoie ca să dispară și să se poată reface, reconstrui o sprânceană nouă? Răspunsul meu de fiecare dată este nu știu, dar nu pentru că nu aș ști. Auleu! Da. Să zicem, între câte și câte ședințe? Depinde de, de carnația fiecăruia. Am să spun de ce eu nu spun lucrul acesta, pentru că sunt extrem de mulți factori care influențează rezultatul final. Am avut cliente care au necesitat, să zicem, 4 ședințe, altele care au necesitat poate 12 ședințe. Uh-huh. Este foarte importantă, foarte importante sunt următoarele aspecte. Cantitatea de pigment inserată în piele, cu cât avem mai mult pigment, cu atât este mai greu de scos. Adâncimea la care este inserat pigmentul, pentru că poate să fie mai la suprafață și atunci, la fel, este ușor de scos. Dacă este foarte adânc implantat, este mai greu. Eu le explic clientelor ca să înțeleagă cu varza. Le zic, dacă este o varză dintre aceea foarte îndesată, cu multe frunze, până le ajungem la cotor, durează. Dacă e una mai risită cu 3 frunze, le-am rupt, am ajuns la cotor. Uh-huh. Cam, și înțeleg în modul ăsta. Că e foarte important și sunt niște aspecte pe care noi nu avem cum să le cunoaștem. Da, se poate, poate la un ecograf. Dar nu cred că dermopigmentiști sau cei care fac îndepărtarea au un ecograf să vadă unde este și cât de adânc este inserat pigmentul. Se face vreo fotografie în lumină polarizată ca să vezi, ca să poți să vezi într-un fel sau altul, sau doar ce privești tu cu lupa? Doar ce privești, în principiu se poate face o diferență doar vizual între pigmentul petit vechi, pigmentul permanent, de exemplu. Adică să pun fel de diagnostic. Da, poți să faci vizual, dar de ce nu spun nici măcar acest lucru? Între 5 și 7, să zicem. Din cauza faptului că o persoană aude 5-ul, nu o să mai audă 7-le. Uh-huh. Pentru că noi vrem să luăm frumos întotdeauna din viață. Și așa și ele, aud 5, nu o să audă 7. Dacă eu depășesc cu o ședință doar, o să zic că, da, dar ce, nu, ai zis 5. Nu am scăpat de sprâncene. Și mai este un aspect de confort al clientului. Dacă sunt femei, marea majoritate au depresii, din păcate. Și am cunoscut multe femei, o doamnă mi-e foarte dragă, e la o vârstă mai înaintată, dar este foarte tânără în gândire și a suferit foarte tare din cauza sprâncenelor ei, încât nu și-a lăsat soțul să o privească 2 luni. Am vrut să te întreb, fazele intermediare cum arată? Pui un breton? Nu este nevoie, pentru că la îndepărtare, în momentul în care se vindecă, se creează doar o cojiță. E o tentă un pic mai închisă decât sprânceana normală, dar nu are altă culoare sau serios? Nu e estetic. Adică da, nu se încep să apare insule de piele și... Nu. E o vindecare foarte frumoasă. Aici, în fotografie, în colțul intern al ochiului, este cumva un tatu? Nu, este make-up. Ok. Mi-a fost frică. Dar se face pe colțul extern? N-ar trebui, sunt zone interzise. Aici nu se lucrează. Dar se lucrează totuși. Unele probabil riscă. Riscul este de a migra pigmentul. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă când migrează un pigment? Adică atinge anumite puncte care favorizează migrarea pigmentului și atunci, în loc de exemplu, dacă se face un eyeliner subțire, și aici a lucrat în colțul apropiat, poate migra și deveni un eyeshadow în loc de eyeliner. Am văzut un fel de fox eye, e trend mare. Dacă este realizat special așa, dar este un trend mare, dar eu și vând produse, iar una dintre clientele mele a avut o problemă, a făcut eyeliner. La un ochi avea un eyeliner tatuat foarte frumos, la celălalt avea un eyeshadow. De ce? Pentru că i-a migrat pigmentul. Cazul ăsta nu-i de dorit. Adică se poate întâmpla. Tu pleci boboc și pe urmă pigmentul pleacă. Așa e, sunt cauze. Ori s-a lucrat într-o zonă unde nu trebuie să lucrezi în mod normal, ori cu un ac nepotrivit, că și acul favorizează, de exemplu, dacă e ac de 1 acolo, da. Eu știu că se lucrează întotdeauna foarte curat, adică totul de unică folosință, toate alea, noi se deschid în fața clientei. Asta știu. Da. Dar, cum e cu anestezia? Se face? Se face.
Umblă un zvon că dacă pui ceva anestezic, nu mai prinde așa de bine pigmentul. Așa este? Nu aș vrea să mă pronunț, se bat cumva cap în cap. Eu, de exemplu, la îndepărtare nu folosesc anestezic, pentru că, într-adevăr, mie mi-afectează rezultatul final. Anestezicul are un efect vasoconstrictor și nu permite pigmentului să iasă la fel de bine. Dar în dermopigmentare, cred că ar trebui o persoană care face lucrul ăsta tot timpul să-și dea cu părerea. Dar sunt părerile împărțite. Unele persoane spun că afectează lucrarea, altele nu. Uite aici o sprânceană foarte naturală. Îmi place enorm. Adică poza mărită e dubioasă. Da, e mărită de, nu, față de un ochi mai care are 3 centimetri. Da, asta e pe tot ecranul. Arată foarte frumos. Deci foarte se pare că persoana nu a avut deloc o sprânceană și a inventat cu tot, cu... Are câteva fire, dar sunt foarte subțiri. Nu le luăm în considerare, în pufalete. Da, exact. Un puf. Arată foarte frumos. Există... tocmai vorbeam de culori înainte de emisiune. Da. Că tu ai văzut aici la noi o schemă cu... în care eu, sau cu ajutorul căreia eu explic teoria culorilor, și ai spus că la voi galbenul e neutru. Așa este considerat în dermocumentare neutru. Ne povestești un pic? Da, la o sprânceană, de exemplu, de fapt, în general, în dermopigmentare trebuie să țină cont de pigmenții naturale ale persoanei respective. Multe persoane merg pe scara lui Fitzpatrick, numai că eu personal și foarte multă lume nu este de acord, pentru că Fitzpatrick spune ce se întâmplă cu pielea. Știm că și noi învățăm despre el. Dar nu ce se întâmplă cu pigmentul în piele. Iar pigmentul în piele ar trebui să fie, pigmentul care este inserat în piele ar trebui să fie ales de, în funcție de pigmenții din pielea persoanei, clientei tale. Și complicat. Da, e mult de învățat. Un pic complicat. Tu ai învățat mult? Eu am învățat, încă învăț. Încă înveți. Da. Povestește un pic de tine, pentru că ne-am întâlnit de curând în cadrul unui eveniment și spuneai că ai fost afară, nu știu ce concurs a fost, nu știu, am prins-o și nu am stat să te întreb atunci, că era aglomerat. Zi-ne acum, ce faci când mergi afară? Unde te duci? Ce concurs a fost ăla în Istanbul? Ia. Hai să o luăm așa, pas cu pas. În momentul în care am intrat în lumea aceasta a dermopigmentării, veneam din cu totul alt domeniu. Și a trebuit să învăț foarte mult, pentru că eu am început comercializând produse. Și nu poți să-ți vinzi un produs sau un serviciu necunoscându-l perfect, corect? Depinde ce vinzi. Da. Și așa am început primele plecări în afară, pentru că la noi nu erau evenimente de genul acesta. Și am început să merg să-mi iau informații, pentru că nu erau suficiente pe internet. Și oricum, pe internet am văzut eu că se rulează aceeași informație, aceeași gâscă, exact. În altă trestă. Exact. Și am început să merg la conferințe unde erau mai mulți speaker sau la cursuri, masterclass-uri s-ar numi, unde era cu un singur speaker. Cred că așa mi-am creat și aceste legături și așa a venit și ideea conferinței. Pentru că nu era la noi și am zis, vreau și eu pentru noi, pentru România așa ceva. Un mod de gândire foarte frumos. Da, eu sunt genul ăla mândru că-s româncă și merg întotdeauna cu insignă cu România în afara țării. Ești și membru PADIR? Sunt și membru PADIR, evident. PADIR este patronatul antreprenorilor din industria înfrumusețării din România. Și mă bucur că faci parte din PADIR. Concursuri sunt? În dermopigmentare sunt, nu sunt foarte multe, dar sunt. Sunt mai mult internațional și foarte multe online. Iar concursul de anul trecut și acum 2 ani am fost reprezentantul unui concurs internațional. Finala. Ce înseamnă reprezentat? Un concurent? Este sau jurat? Niciuna, nici alta. Organizat? Am fost membru de echipă și organizator, așa numesc ei. Este cumva pe genul Eurovision. Mai multe țări participante, fiecare organizează semifinala în țara respectivă și finala a fost întotdeauna în Turcia. A, de aceea Istanbul. Da, prima ediție a fost în Istanbul, al doilea în Antalya, a doua ediție, pardon. Dar la... parcă spuneai de vreo 5-6. Acesta e mai cunoscut, să zicem, are deja notorietate și sunt și mândră că la prima finală din Istanbul, o româncă a câștigat un premiu de locul întâi. Cum o cheamă? Andreea Susan. Asta știm de ea. Da. Și a câștigat locul întâi la microblading. Și am fost foarte încântate.
Se lucrează cu lupă? Nu neapărat. Acum depinde cât de ageră este privirea tehnicianului. Da, foarte frumos. Ce înseamnă concurs online? Înseamnă că unul poate să fie în Patagonia și unul în România și da. Unul în China și exact. Fiecare cu fusul lui orar care da. Fi și trebuie să se suprapună pe Istanbul ca oră. Nu este în același interval de timp. Avantajul unui concurs online este că acel tehnician poate lucra în confortul salonului fără emoții, pentru că sunt emoții. Trebuie să se vadă că lucrează chiar el? Nu, pentru că de regulă îți trimit poze, fără filtre. Vai, și dacă lucrează profa? Da. E riscant? Este riscant, într-adevăr. Mm. Dar cred că se poate compara cu lucrările pe care le postează pe social media. Adică în momentul în care este o lucrare foarte bună și tehnicianul lucrează mediu. Când vrei să devii dermopigmentist, care ar fi etapele? Te duci și faci într-un curs clasic de stilizare a sprâncenelor? Așa ar trebui. Le studiezi forma, așa ar geometria, trebui. Geografia, da? Așa? Așa ar trebui, numai că nu toată lumea face așa, pentru că nu este stabilit prin lege. Adică trebuie să știi să și pensezi un pic, ziceam. Da, așa. Pentru că sunt fete care vin din, nu știu, domeniul financiar, de exemplu, care n-au avut treabă cu tot ce înseamnă beauty. Și da, consider că ar trebui să fie un modul de genul acesta, dar nu este legal implementat. Și, ok, atunci faci un curs de dermopigmentare. Curs cât durează? De bază de dermopigmentare. Cât durează? Normal ar trebui să dureze 360 de ore. Cu tot cu practică. E ceva. Da, da. Și pentru început tatuezi, faci simulări? Da, se începe cu desen pe hârtie, da, pentru motricitate uh-huh. și exercițiu, apoi se lucrează pe piele artificială. Da, exact. Iar în ultimă fază pe modele, da. Se oferă? Sunt. Da? Deci 360 de ore, câteva luni și, sunt. Da, și multe, multe vor, chiar așteaptă cursurile ca să fie model. Și, frumos. Și ruta profesională, cum începe? Intri ucenic? Sau intri direct, îți deschizi un cabinet? Direct. Nu știu, adică la un moment dat cred că era o singură școală care oferea ucenicie, nu știu dacă mai este în momentul de față. Aici este vorba de dermopigmentare? Da, la sprâncenă. Aș vrea să ne explici care este diferența între dermopigmentare și microblending. Este fapt, o mare problemă. Care știu. Se poartă mai mult? Se poartă ambele, dar ideea este că microblending-ul este tot o formă de dermopigmentare. Dermopigmentarea uh-huh. ce spune? Că realizezi un tatuaj cosmetic. Uh-huh. Diferența o face cum faci acest lucru. Micropigmentarea se realizează cu un aparat care are niște cartușe cu ace, sterile, care se inserează în fel de mezo? Cumva ca și la mezo, da, în loc de cartușul de mezoterapie, este un ac, un cartuș care se înfiletează în acel stilou de lucru. Pe când microblading-ul este un stilou mai mititel, care are niște blade-uri, de unde și microblading. Adică sunt mici și plate. Exact, sunt foarte multe ace, la bază sunt tot ace, unite între ele, în așa fel încât creează ca o lamă. Și se realizează în principiu fire și este ca un fel de crestătură în interiorul pielii. E mai ușor? N-aș spune, mie mi se pare că trebuie să ai o precizie mult mai mare la microblading, având în vedere că mie mi-au ajuns cliente, acum, na, într-adevăr, este și gradul de evoluție al fiecărui tehnician și poate unii tehnicieni au fost la început când n-au știut cum să ajusteze presiunea mâinii, de exemplu, dar în multe cazuri, da, sunt cicatrici destul de urâțele la microblading. Și de aceea consider eu personal. Le simți în relief? Da, da. Se vede de fapt dacă ar fi un cu zoom, ca și atunci când crestezi pielea unui porc, așa. Aoleu, da. Dăm uite aici ce frumoasă sprânceană. Da. Dar să zicem că o persoană are pe corp un tatuaj clasic, cumva și obosit și cu denivelări în relief. Am văzut frecvent asta. Se poate rezolva? Se poate rezolva. De regulă, acele denivelări înseamnă că este foarte mult pigment implantat și este tot un soi de cicatrice. Și prin eliminarea pigmentului se reduce acea denivelare. Laserul ce face? Bombardează? Laserul, da. Cu o undă sparge, practic, particule de pigment și acesta este drenat prin sistemul limfatic. Oh! Foarte complicat ce zici. Nu e complicat. La urmă, este foarte multe proceduri
Nu știu, trebuie să faci ceva în plus, să bei apă cu lămâie, nu știu, ca să se dreneze, nu știu, bei ceai de cireșe. Da, după câte știu, în momentul în care îți faci o intervenție cu acid hialuronic, la fel trebuie să bei foarte multă apă, să te hidratezi. Și cred că la multe alte tipuri de proceduri este fix același principiu. Da, da, acidul hialuronic rămâne în piele, eu îl simt. Adică mi-am făcut, da, uite aici. Și foarte bine. Păi rămâne. Sunt niște studii conform cărora, într-adevăr, nu se duce. Depinde și de unde îl iei. Adică contează și calitatea și tot. Există surse de pigment special verificate, probate, omologate? Există, se pot verifica și mai nou există o legislație europeană, RICH se numește, care aprobă anumite ingrediente din pigmenți. Ah, ok. Aprobă și farturile astea, da. Da, de fapt, RICH-ul se aplică și în cosmetică și în industria auto. Aici este cumva același lucru cu dermopigmentare și microblading. Auto ce? Auto... Am spus că se poate aplica și în industria auto, RICH-ul acesta. Aha. Pentru că, practic, RICH-ul aprobă ori ingredientul, ori procentajul maxim din ingredient. Și știu sigur că se regăsește în vopselurile pentru industria auto. A, de vopsea era vorba. Da. Foarte complicat cu vopselurile alea. Da. Alte întrebări. Și ca să scoți genul ăla de tatuaj de rit vechi și în relief, aici poți să estimezi un număr de ședințe și întinderea lor în timp? Poate fi pe un an și jumătate, doi ani. Poate, într-adevăr, aici cred că aș merge pe o ședință, două cu laser, pentru că este mai ușor să spargă acele particule mai ușor decât cu o soluție chimică. Uite, vezi că eu mă uit și mie mi se pare că, deși sunt persoane diferite, forma sprâncenelor este cam la fel. Da, și de multe ori nici nu este vina dermopigmentistului. Se și cere. Categoric, dar acum e o carte de vizită. Și clientul cere. Aici a fost bine. N-a cerut. Eu tot vreau să avansez, pentru că la un moment dat să vorbim și despre buze. Foarte frumos rujul, să zic, sau nu? Nu. Pentru că este un pigment inserat în piele și aici, într-adevăr, este imediat după procedură, o să fie mai estompat. Se poate face, eu am văzut în Germania, buze reparate superb, în nuanța lor naturală, dar cumva avansat un pic cu pigmentul pe conturul de relief și echilibrate buzele, dar puteți să juri că nu există nimic acolo. Mi se pare un lucru de finețe. Nu văd asta la noi. Tu ai spus că rămâne o culoare, dar de ce să rămână? Pentru că ajungem la ce-și doresc clientele și, din păcate, mentalitatea clientelor din România este: vreau să se vadă ca se vadă pe ce-am dat banii. A, serios? Și, na, la urmă urmei este un business și trebuie să îți menții și clientele fericite. În cât timp își revin la culoarea dorită de clientă inițial? Adică, ok, aici se vede roșu că este imediat după procedură, da, și sunt vascularizate mult buzele. Aici clienta să-și dorească această nuanță, numai că nu o să fie aceeași nuanță la vindecare. O să își piardă din culoare cam cu 40%, poate chiar mai mult, în funcție de clientă. Iar ce spuneai mai devreme, da, și eu sunt de acord cu această naturalețe, este un pigment, sunt mai multe tipuri de pigmenți, nude se numesc, care merg fix pe culoarea naturală a clientei, tocmai pentru a duce un plus, nu a colora. Contur de buze ai reparat? Da, am scos. Se purta la un moment dat mărirea buzelor prin dermopigmentare. Adică, am văzut, da. Da, și aici cred că a fost o mare prostie la vremea respectivă. O mare greșeală, zice, mai ales că nu se mergea pe adevăratul contur al buzelor, se modifica și... nu arăta deloc estetic și am văzut și cazuri în care se disipă, se duce pigmentul și vezi aici ceva și acolo întrerupt și trebuie oricum să pui creion pentru conturul ca buzelor și numai confort nu este. Da, am destul de multe persoane care vin să-și îndepărteze conturul acesta exagerat al buzelor. Acesta este un fox da. Făcut, eu zic că este foarte frumos.
Da, Alexandra, ea și are o poveste foarte drăguță și ea este una dintre finalistele acestui campionat internațional. Și tu organizezi un campionat? Am organizat primele două ediții. Hai, vorbește-ne un pic despre eveniment. Va fi și un campionat? Va fi și un campionat. Numai sunt trei zile. Ce se întâmplă în trei zile? În cele trei zile vor fi prezentări. Avem 15 speakeri internaționali care vor avea prezentări. Vor mai fi încă pe atât cu demonstrații doar, adică ei vor veni cu o tehnică aleasă. Își vor demonstra tehnica, iar oamenii vor putea vedea real cum lucrează, vor putea adresa întrebări. Și în felul acesta este un fel de prezentare interactivă. Ceea ce unde va avea loc? La Hotel Pullman, în incinta World Trade Center. Ah, ok. Cu intrarea? Cu intrare. Sunt mai multe tipuri de pachete, da. Am înțeles. Adică nu e chiar neapărat pentru publicul larg. Nu. Ar fi ideal să fie așa, numai că lucrurile nu sunt chiar așa. Și aici tot la fel avem? Da. Este același eyeshadow, se numește în terminologia noastră. Și jos e făcut? Da. Mi se pare foarte sensibilă zona și mi se pare ingrat să spui tot, o dungă atâta de închisă pe pleoapa inferioară. E un curaj pentru toată lumea și pentru cel care cere și pentru cel care face asta. Tocmai de aceea nu foarte multe persoane realizează genul acesta de procedură. E foarte greu. Este. Aici rudă cu machiajul un pic. Da. De fapt, e machiaj? Confortul de care vorbeam tu mai devreme. Se trezește deja cu un make-up clienta. Of, nu știu ce să zic. Ia uite. Mi se pare totuși că îți pui o ștampilă. Adică ți-a ales un fox. La revedere, Cat Chris, la revedere, Spooky, Pin-up, da. Natural, că poate odată n-ai chef de nimica. Vrei, nu vrei, dimineața ești cu această și umbră. Și trebuie să-ți ajustezi viața și ținuta în funcție de ce ai deja. De asta scoți? Da, am făcut și așa ceva. De ce? A, unde spuneai tu că e far de pleoapă în loc de tuș. Pentru că, da, unele dintre ele au considerat că nu mai vor niciun fel de pigment la nivelul pielii, altele nu erau mulțumite de culoare sau mai intervine și varianta vârstă, mai pică pleoapa. A, am omis să te întreb asta. Da. Gravitația funcționează exact. Și... toate se duc așa un pic în jos, cu tot cu frumusețe de lucrare. Da. Deci până la urmă recomandăm la nevoie o dermopigmentare a sprâncenelor. Cu siguranță numai și că... Și cu pleoapele ne mai gândim. Asta ține de foarte mult de fiecare client. Însă, indiferent de procedura pe care și-o aleg, trebuie să fie conștiente de faptul că este ca vopsitul de păr, ca mersul la unghii. Este o procedură care necesită întreținere. Și multe nu realizează, din păcate, acest aspect. Hai să-ți povestesc și eu ce crezi, că am întâlnit persoane cu genul ăsta de tatuaj, nu am văzut niciodată ceva lucrat perfect ca în aceste fotografii și a trebuit să astup, să muncesc, pentru că persoana dorea altceva, altă culoare și dă-i și astupă, Mirela, și am rezolvat problema. Dar nu este ușor. Și nu este ușor să corectezi buzele, cred. Iarăși, care sunt tatuate ingrat, să zic, sau de mult. Și li s-a spus că ține câteva luni și avea 10 ani și tot acolo erau. Probabil a fost o lucrare mai adânc efectuată. Nu vreau să dau nume. Asta zic. Nici nu e bine. Nu e bine, niciodată. Bine, eu le mai spun, clientele mele, de exemplu, nu sunt, sau nu le permit să fie foarte bârfitoare, să zicem, pentru că trebuie să luăm în calcul și când a fost la acel tehnician. Pentru că poate acel vestit tehnician, când i-a lucrat clientei mele, poate era la început. Că nici eu n-am realizat o lucrare perfect la început și poate nici la tine primul make-up n-a fost ca și acum. Și vai de mine, să... nu vrei să știi ce culori foloseam. Aia. Exact. Adică mai contează iarăși cum se îngrijește clienta acasă. Sunt foarte mulți factori și de aceea nu e bine să arăți cu degetul la nimeni. M-am întâlnit cu o manechină de curând și mi-a spus exact ce culori am pus una după alta. Auriu, verde, albastru, bleu marin. Și mi le-a zis pe toate, a zis că a marcat-o.
Mă rog, era o prezentare de modă, da. Da, da, da. Aici am vrut să ajung. Pare o sprânceană absolut naturală, nefardată, netatuată, nenimic. Și cu toate astea, da, este ceva fantastic. Este un... naturalețea de... tatu. Pe care mi-aș dori eu. Asta eu, îmi place exact foarte mult. Deci sunt desenate fire la modul... Hai să măresc un pic. La modul cel mai, da, natural posibil. Aici sunt fire realizate cu aparatul electric. Și da, fata aceasta, de exemplu, are o experiență de o viață. A făcut și ea, probabil la început, tot firele mai groase sau nu îi reușeau cum trebuie. Dar ce înseamnă munca și perseverența, a ajuns la un rezultat extraordinar de natural. Este superb. Cu asta, da, sunt de acord. Și este încă în România? Este româncă, da, și lucrează în România. Ia auzi, trebuie să-i luăm contactul după emisiune. Va fi la conferință și te invit cu drag să o cunoști personal. Mulțumesc, să știi că vin. Și aici? Este aceeași fată, da. Aceeași fată, altă lucrare. Altă lucrare și excelează într-adevăr la crearea acestor fire. Face și alte proceduri, dar este recunoscută pentru firele acestea extraordinar de subțiri și naturale. Și am să întreb, oare o fi ocupată? Sau mai ocupate sunt persoanele care fac în agenda, așa? Chiar nu știu. Dar s-o întrebăm. S-o întrebăm. Ar trebui să fie foarte ocupată, din punctul meu de vedere. Pentru că, într-adevăr, am vorbit mai mult de jumătate de oră și am ajuns la un gen de lucrare care ar putea fi digerată de oricine. Suntem diferiți și probabil că ce ne place... Aici? Aceeași tehnică, da, de fir cu fir. Ia uite. Mi se pare desen curat. Da. Aceeași persoană? Da. Da. Foarte frumos. Și fata este frumoasă. De acord că la noi în țară fetele sunt foarte frumoase, da? Așa este. Aici este o tehnică, este tehnica powder. Este tot o româncă. Mai zine despre tehnici. Powder, pudră. Da. Ce înseamnă asta? Se realizează acel efect ca și de make-up. Există fir cu fir, care poate fi simplu ca mai devreme sau poate fi combinat, adică se creează un mix între tehnica aceasta de pudrare și fire. Sunt persoane care vor genul acesta de lucrare. Și o tehnică mai recentă, care ar fi? Recentă, nu e ceva musai recent, e reinventat poate. Mai există, ca și la păr, ombre. Da. Da, unde se creează un degrade, iarăși e frumos. Da, dar... știu, foarte bun. Iarăși, depinde de... Și la machiaj și noi, da, facem, da, ombrei. Da, da. Ideal ar fi ca, într-adevăr, să fii, ca și tehnician, cred că să fii și un bun psiholog, să te uiți la clientul tău și să-ți dai seama ce-i trebuie, nu ce-și dorește. Știi că noi la machiaj nu prindem persoana, o imobilizăm și o fardăm. Stăm puțin de vorbă, să vedem cum râde persoana, să vedem mimica, expresia, să aflăm lucruri despre preferințele personale, de materie de culoare, de linii, de mai multe. Presupun că la voi ar trebui să dureze mai mult asta. Sunt unele persoane care, da, fac lucrul acesta, cheamă clienta mai devreme, îi oferă un ceai, tocmai pentru asta față în față și a discuta la o cafea de ceai, la o ceașcă de cafea sau o ceașcă de ceai, pentru a vedea mimica și a ști ce îi se potrivește. Mie cel mai mult îmi place să fac o persoană să râdă. Pentru că în momentul în care o persoană râde, se ridică ploapele de jos și văd exact ce machiaj are nevoie ca să îi se vadă și ochii. Dar să știi că noi trebuie să te mai vedem pe tine aici, să ne mai povestești despre acest eveniment și mă bucur că în România este o mișcare atât de amplă și de cerută și de utilă din punct de vedere estetic și că s-au ajuns la niște performanțe extraordinare. Mulțumesc frumos și sper să aibă continuitate și de fapt asta îmi doresc, să nu mai fie... De fapt, îmi doresc ca dermopigmentiștii să aibă acces la foarte multe informații, să schimbe un stil clasic în ceva foarte modern, să aibă la botul ca lui, cum se spune, să aibă la ei acasă toate informațiile care
destul de importante. Da, și să vină clienți, așa cum vin în zona de stomatologie, să vină clienți de afară să își facă aici sprâncenele, cum nicăieri nu se întâmplă mai bine. Vin, dar majoritatea vin români ce în țară să-și facă. Mai e un pas până vor veni persoane străine care să-și facă dermopigmentare la noi. Le așteptăm. Mulțumesc pentru prezența ta aici. Mulțumesc și eu. Te mai așteptăm, deci. Sunt Mirela Vescan, îmi iau la revedere de la voi. Liniuță TH.